și bine v-am găsit! În episodul de astăzi m-am gândit la câteva combo-uri de skin-uri care să arate demențial împreună și totodată să ne încadrăm în bugetul de 50 de euro. Evident, acestea sunt doar câteva variante de combinații. Dacă vrei să continuăm această serie, nu uita de subscribe și de like! Primul loadout este cel roșu, iar pentru acesta, pe parte de CT, am ales să merg pe un USP Cyrex împreună cu un M4A1S tot Cyrex. Ambele fac parte din aceeași gamă și au un preț accesibil pe Steam la momentul actual. În cazul persoanelor ce preferă M4A4, în combinație cu SP-ul, m-am gândit că ar merge M4A4 Evil Daimyo. Un skin care, chiar dacă nu este Factory New, uzura mai slabă nu îi schimbă cu mult aspect. Trecând la AVP-ul de buzunar Deagle-ul, am ales Crimson Web, care deși are o culoare mai închisă de roșu, tot arată bine alături de AVP-ul Redline. Dar, din păcate, pe acesta trebuie să luăm field tested pentru a ne ajunge bugetul. Pe parte de Tero, m-am gândit să folosesc skin-ul Water Element și pentru AK Orbit MK01. Trecând la loadout-ul meu preferat de astăzi, cel MOV, am folosit pe parte de Tero Glock-ul Vogue, care este un skin destul de recent și arată mult prea bine pentru prețul său, iar pentru AK Neon Revolution. În opinia mea, cele două se potrivesc perfect. Pe parte de CT, USP-ul Cortex, unul dintre skin-urile preferate ale multor oameni, alături de M4A4 Desolate Space sau pentru cei ce folosesc M4A1 Decimator. În cazul Deagle-ului cu Micho Dragon mi s-a părut cel mai potrivit dintre toate opțiunile pe care le aveam, iar pentru AVP Exoskeleton, pe care din păcate nu l-am găsit în skin-urile de pe serverul meu, dar o să vă las aici o poză cu el. Loadout-ul albastru a fost cel mai greu de realizat, probabil din cauza faptului că nuanțele diferă între ele. Cert este faptul că Glock-ul Bunsen Burner este un skin frumos care merge cu AK-ul Frontside Misty, personal unul dintre cele mai frumoase AK-uri. Legat de APP, am ales Ateris, deși știu că acesta are mai mult verde decât albastru, dar din păcate în acest buget nu am găsit niciun APP albastru care să se potrivească. Totuși, Deagle-ul ales este Blue Ply, iar pe parte de CT a mers pe adevărata nuanța albastrului și anume USP Blueprint cu frumosul M4A4 The Emperor sau M4A1 Nightmare. Ambele M4-uri mi se par frumoase, deși chiar dacă e jucător de M4A1S, cred că și tu ai merge pe un The Emperor, nu? Acesta a fost videoclipul de astăzi. Oare reușim să facem din nou 2000 de like-uri la această serie? Nu uita de butonașul de like, spune-mi în comentarii care a fost loadout-ul tău preferat și ce ai schimbat sau ce ai adăugat la ele, iar in the end, data viitoare o să ne vedem cu un buget puțin cel mai mare. Ba, ciao, ciao!